Pe 12 februarie 2021 începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal. Este cea mai importantă sărbătoare din calendarul chinezesc. Sfârșitul perioadei acestui an este la data de 30 ianuarie 2022, pentru că fiecare an chinezesc diferă de la un an la altul în funcție de ciclurile lunii. Anul nou chinezesc este sărbătorit în țările cu populație mare de chinezi, Republica Populară Chineză, Hong Kong, Indonezia, Singapore, Malaezia, Taiwan, precum și cartierele cu cetățeni chinezi din toată lumea. Acest nou an are semnificații deosebite, cu o simbolistică aparte, având aplicabilitate pentru tot anul în curs. Se spune că dacă se pun în practică indicațiile, sunt șanse mari de reușită în viață. Astrolog Cristina Beșliu ne oferă informații în cele ce urmează. Anul bivolului de metal, care începe anul acesta pe 12 februarie 2021, ne vorbește în același timp despre stabilitate și schimbare. Stabilitate în interiorul nostru pentru a face față schimbărilor din exterior. Ne vorbește despre urmărirea cu tenacitate a scopurilor pe care le propunem, curaj în luarea deciziilor bazate pe obiective realizabile pe care să nu le regretăm ulterior. Ne vorbește despre muncă perseverentă, disciplină, organizare, reorganizare, mai ales în plan profesional, diplomație, răbdare, urmărirea cu tenacitate a obiectivelor, respectarea promisiunilor. În armonie ne vorbește despre armonie în familie și consolidarea relațiilor familiale. Ne vorbește despre creștere, dezvoltare, creativitate, utilitate, aceasta în sensul de a face lucruri practice. Ne vorbește în același timp și de grija pe care ar trebui să o avem asupra corpului fizic și aici vorbim despre o alimentație sănătoasă, despre respectarea unui regim de viață corespunzător care să ne asigure și odihna și refacerea energiilor pe care le consumăm în viața de zi cu zi. Atenție la conflictele directe, certuri, dispute, agresivitate, impulsivitate. Atenție la supra-solicitările pe care le putem avea la nivelul corpului fizic și care ne pot duce la dezechilibrul acestuia. Toate acestea ne vor aduce succes în tot ceea ce vom întreprinde plin de curaj.